Seara, stimați telespectatori, cu mare drag am venit la Ticoton Panciu, unde o să stau un pic de vorbă cu doamna inginer Lili Stoica, pe care de la început o felicit pentru tot ceea ce face. În câțiva ani de zile a reușit să întoarcă lumea pe dos. Doamna e proaspăt venită din Rusia, de la Sankt Petersburg, unde, de fapt, o las pe doamna să ne povestească. Bună seara, bine te-am găsit, felicitări! Spune-ne ce ai făcut la Paris, spune-ne ce ai făcut la Londra, spune-ne ce ai făcut la Sankt Petersburg. Da, este foarte adevărat. Avem atât de multe de povestit, Lenormanda, încât nu știu în ce măsură timpul o să ne ajungă. Dar eu am să încerc așa să sistematizez și să-ți spun doar câteva cuvinte. Așa cum bine știi și cum de fapt ne cunoște de atâta vreme, în afară de ceea ce facem noi aici, că facem o activitate de producție, clar, în paralel dezvoltăm și o activitate de creație, pentru că avem propriul nostru brand care se numește Lu Lion și cu care am fost la diverse târguri și manifestări de modă internaționale. Cel mai mult am fost la Paris de câteva ori, unde cu adevărat am avut satisfacții deosebite pentru că colecțiile noastre proprii cu care ne-am prezentat au fost foarte mult apreciate. Nici nu ne-am așteptat, să știi. Nu e o chestie de modestie, dar când vezi acolo foarte, foarte mulți participanți veniți din foarte multe țări și vezi că modele din colecția ta sunt selectate. Au fost selectate modele din colecția da, ta? Da, foarte multe modele. Ce și în frumos. fiecare zi, că aproape întreaga colecție a fost prezentată pe podium de către manechine profesioniste. De la ei, manechinele? Da, ce frumos, manechinele da. lor, care erau, deci, în cadrul târgului respectiv, în fiecare zi se făceau prezentări de modă cu modele selectate de la cei care participau la manifestarea respectivă. Și bineînțeles că nu selectau de la toți, era imposibil, dar erau designeri și în special directoarea de la Institutul de Modă Parizian, o doamnă deosebită, mergea creatoare de modă. Creatoare de modă, mergea la toți participanții și ea era cea care făcea selecția modelelor. Ei, și când selectează un director de institut de modă parizian modele pentru a fi prezentate pe podium, într-adevăr, îți e bate un inima succes. Rău de tot, da? Da, îți bate inima. Îți de câte bate. ori ai participat la Paris? Dacă... La Paris, cred că mergi ca patra oară, dar în afară de Paris am fost și la Londra, unde și acolo se organizează manifestări extraordinar de interesante, dat fiind faptul că și Londra are Institut de Modă londonez de data asta. Și aici am trăit o experiență foarte interesantă, pentru că în cadrul manifestării respective a fost și premiați cei mai buni designeri ai acestui institut. Și una dintre concurente cu creații proprii era o româncă, pe care noi toți cei participanți, că nu eram numai eu la manifestarea respectivă, din România mai erau și alte fabrici care au participat cu colecții proprii, cu brand propriu, am susținut în cadrul concursului care a avut loc, ne-am susținut românca noastră, care a și luat un premiu. A fost un lucru extraordinar de românca frumos. Românca noastră locuiește la Londra? Nu, era de meserie avocat, culmea. Așa. Dar pentru că și-a dorit toată viața să facă modă, chiar dacă la un moment dat asta a făcut, într-un final s-a dus, a dat un examen, a fost admisă și ea nu s-a lăsat până când nu și-a văzut și visul cu ochii. Și câți ani are fata asta? 25 de ani. Ia uite, ia uite. Și ce gen de modă? Adică pe ce linii deci, merge? Deci, culmea, vreau să vă spun că inspirația ei era din portul popular românesc. Ce frumos! Se poartă acum mult lucruri. Și gen. Tematica era undeva din portul Maramureșean, dar a reușit să facă niște colaje de inspirație populară cu o parte de modern și, într-adevăr, avea câteva, doar câteva lucruri foarte interesante.
Domnule, mă bucur să aud acest lucru și de câte ori aud că este vorba despre un român, indiferent în ce domeniu, despre un român care se remarcă, mai ales într-o țară străină, uite așa îmi bate inima, știi? Mă bucur din suflet. Spune-mi, te rog, la Londra ți s-a selectat vreo creație de-a ta? La Londra, târgul de la Londra e gândit un pic altfel decât Cel de cel la de Paris? la Paris. Dacă la Paris sunt produse selectate pentru a fi prezentate pe podium, aici sunt produse selectate de către designerii, aparținând de designer din mai multe țări. Deci erau o comisie, să spun, formată din designer împreună cu directorul Institutului de Modă și ei mergeau din pavilion în pavilion și ei alegeau produse care lor li se păreau că vin cu o notă nouă, Aparte, cunoscând. aparte. Noi am mers cu o colecție pe care noi am numit-o Glamour. Era o colecție că la Londra s-a întâmplat înainte de Crăciun. A fost o colecție foarte strălucitoare pentru că aveam informații despre piața londoneză și știam foarte bine că în preajma sărbătorilor ei sărbătoresc în special Crăciunul și mai puțin Anul Nou și fiecare pe perioada Crăciunului poartă ceva sclipitor. Și atunci colecția noastră a avut foarte mult nu neapărat sclipici. A fost așa o colecție care îți Care îți lua luau ochii ochii, pur și da. simplu. Și în dreptul colecției noastre, ei au rămas foarte mult pentru că era cumva în tot ce se întâmpla acolo, era ceva în ton cu perioada care urma, respectiv Crăciunul. Și chiar a fost așa o veselie, pentru că era o colecție veselă în același timp. Nu era nimic trist în ceea ce însemna colecția respectivă. Că au început ei să se îmbrace cu produsele noastre. Și fără să ne dăm seama, pentru că cei care erau și tineri și erau și într-o ținută dimensională exact ca niște adevărate manechine, au început să se îmbrace cu colecția Ce noastră frumos, și da, și da, erau gata de petrecere. ți-a crescut inima de Da, mi-a crescut bucurie. inima pentru că era și o muzică adecvată, de la un moment dat atâta veselie, încât nu știam ce se întâmplă. A fost totul neașteptat. După aia ai fost la Sankt După aia am Petersburg. plecat la Sankt Petersburg pentru că trebuie să restructurăm piețele. Nu poți să rămâi în același loc. La Sankt Petersburg am urmărit două lucruri. Noi am fost o capacitate care am lucrat foarte mult pentru Uniunea Sovietică, Sigur, sigur. și am spus trebuie să vedem ce se întâmplă. Bine, culegi informații, dar când ești acolo și când ai posibilitatea să te duci să vezi, deja Au o lucrurile, piață mare de sigur că da, au o desfacere, piață nu? extraordinar de mare de desfacere. Sigur că da. Și vreau să vă spun că noi am rămas foarte impresionați pentru că piața lor este o piață selectivă, absoarbe foarte mult, dar absoarbe bun gust și calitate. Am fost și cu colecții proprii. Sunt pași mici pe care am început să-i facem vis-a-vis de reluarea relațiilor comerciale cu ei. Avem deja cereri de colecții de cantități mici pentru a intra pas cu pas. Spune-mi, te rog, Lili, în ceea ce privește, și mă întorc puțin la Rusia, sigur, sunt un popor mare cu niște lucruri excepționale, asta este adevărul. Și foarte bine să aveți relații comerciale. Spune-mi, te rog, în ceea ce privește tricotonul, voi mai faceți angajări aici? Sigur că da, vreau să spun că facem angajări, chiar dacă un lucru important, am mers cu aceste colecții, dar vreau să spun că activitatea noastră de bază rămâne producția. E bine să mergi să culegi informații, pentru că asta te ajută să înțelegi că aici trebuie să te organizezi de maniera în care să-ți crești calitatea, să-ți crești productivitatea, pentru că piețele noastre de desfacere sunt piețe exigente, trebuie să ne încadrăm în aceleași prețuri și atunci singura posibilitate este să continuăm să investim, să facem, să obținem productivități.
Suntem într-un program investițional continuu, continuu schimbăm mașini, continuu cumpărăm mașini performante care să ne ajute și continuu angajăm. Angajăm în special tineri pe care îi susținem, pe care îi calificăm, pe care îi ajutăm să se integreze și vreau să vă spun, stimați telespectatori, că am o satisfacție deosebită că în ultima perioadă de timp am reușit, alături de colectivul care lucrează în această societate, să integrăm foarte mulți copii tineri care au înțeles că prin muncă, prin devotament, pot să obțină rezultate. Văd aici pe fiul tău, de fapt firma se numește Tricoton Junior și el pune umărul serios și la, în această afacere, sigur, nu? Sigur că da, este imaginea și în același timp ajutorul meu de bază. Este un lucru nemaipomenit pe care îl faci. Eu tot am prezentat colecții de modă din alte orașe, din București, dar uitați, stimați telespectatori, că și la noi în Vrancea, la Panciu, există oameni, de fapt există doamna Elena Stoica, doamna inginer Lili Stoica, care poate oricând să concureze cu absolut orice alți creator de modă. Eu nu pot decât să mă bucur, îmi crește și mie inima de bucurie de câte ori vin aici. Mă bucur că la noi pe plaiurile Vrâncene sunt oameni deosebiți, oameni care, uite, se remarcă în toată lumea. Felicitări, mai venim! Cu mult drag și apropo de ceea ce spuneam puțin mai devreme că se numește Tricoton Junior și că am un junior aici, în afară de juniorul pe care îl vedeți, am și fata, iar politica noastră nu lucrează aici fata, dar politica noastră, pentru că avem politici multiple și politici de personal, politici de îmbunătățire a condițiilor de muncă, politică de angajare a tinerilor, pentru că ei sunt viitorul nostru de mâine. Eu, pentru că am și fată, ei am să-i predau partea de creație. De creație. Să-ți ajute Dumnezeu, felicitări pentru tot ce faci încă o dată și stimați telespectatori, cei care vor să se angajeze, că se vaită toți că n-au unde să lucreze. Aici la Tricoton aveți Tricoton Panciu, Tricoton Junior Panciu, aveți toate condițiile ca să vă desfășurați munca și să câștigați un ban și să vă simțiți bine și să fiți împliniți. Te rog! Și să trăiți experiențe adevărate. Și să trăiți experiențe adevărate. Felicitări, Lili. Felicitări. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult.